În același timp, au venit unii care i-au povestit despre galileenii, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. Iisus le-a răspuns, credeți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, de vreme ce au suferit aceasta? Vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. Sau credeți că cei 18, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a ucis, erau mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim? Vă spun că nu. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. Le-a spus această parabolă. Cineva avea un smochin sădit în via sa și s-a dus să caute rod în el, dar n-a găsit. Atunci i-a spus lucrătorului viei, iată, sunt 3 ani de când vin să caut rod în acest smochin și nu găsesc. Tai-l! De ce să mai secătuiască pământul? Dar acela i-a răspuns, Doamne, mai lasă-l și anul acesta, ca să-l sap împrejur și să îi pun gunoi. Poate va face rod în viitor, iar dacă nu, îl vei tăia. אל תירא העדר הקטן, אביכם רצה לתת לכם המלכות, מכרו את רכושכם ותנו צדקה, עשו לכם כיסים אשר לא יבלו. Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta și iată că era o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință. Era gârbovă și nu se putea îndrepta deloc. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a spus, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a pus mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și a început să laude pe Dumnezeu. Dar mai marele sinagogii s-a mâniat, pentru că Iisus vindecase în zi de sâmbătă și a spus mulțimii, Sunt 6 zile în care trebuie să se lucreze. Veniți deci în acestea să vă vindecați și nu în zi de sâmbătă. Atunci Domnul i-a răspuns, Fățarnicilor, oare nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul sau măgarul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, care este fiica lui Avraam și pe care, iată, Satana o legase de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura ei, chiar și în zi de sâmbătă? Spunând acestea, toți potrivnicii lui s-au rușinat, iar mulțimea se bucura de toate faptele slăvite pe care le săvârșea. Apoi a spus, Cu ce este asemănătoare împărăția cerurilor și cu ce o voi asemăna? Este asemenea unui grăunte de muștar, pe care un om l-a luat și l-a semănat în grădina lui. Acesta a crescut și a devenit copac, iar păsările cerului și-au făcut cuib în ramurile lui. Și a mai spus, Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Este asemenea drojdiei, pe care o femeie o ia și o ascunde în 3 măsuri de făină, până dospește totul. Și trecea prin orașe și sate și învăța, urmându-și drumul spre Ierusalim. Cineva i-a spus, Doamne, oare sunt puțini cei care se mântuiesc? El i-a zis, Străduiți-vă să intrați pe poarta îngustă, fiindcă vă spun, mulți vor încerca să intre și nu vor putea. Odată ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa, voi, stând afară, veți începe să bateți la ușă și să spuneți, Doamne, deschide-ne, iar El vă va răspunde, Nu știu de unde sunteți.
Atunci veți începe să spuneți: am mâncat și am băut înaintea ta, iar tu ai învățat în piețele noastre. Iar el vă va răspunde: nu știu de unde sunteți. Plecați de la mine toți cei care săvârșiți nedreptatea. Acolo va fi plâns și scrâșnire din dinți, când îi veți vedea în împărăția lui Dumnezeu pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți profeții, iar pe voi alungați afară, ci vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, ci vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată, cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei din urmă. În ceasul acela au venit câțiva farisei și i-au spus: ieși, pleacă de aici, pentru că Irod vrea să te omoare. Însă Iisus le-a zis: mergeți și spuneți-i acelui vulpoi: iată, eu scot demoni și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi sfârși. Dar trebuie să merg astăzi și mâine și ziua următoare, pentru că nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului. Ierusalime, Ierusalime, care îți ucizi profeții și îi omori cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori n-am vrut să-i adun pe copiii tăi, așa cum își adună găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată, casa voastră va fi părăsită, pentru că vă spun că nu mă veți mai vedea până când nu veți zice: binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Și odată, într-o zi de sâmbătă, când a intrat în casa unuia dintre conducătorii fariseilor ca să prânzească, ei îl pândeau. Și iată, un om bolnav de hidropizie se afla în fața lui. Atunci Iisus a spus învățătorilor legii și fariseilor: este îngăduit sau nu să vindeci în zi de sâmbătă? Dar ei au tăcut. Iar Iisus l-a luat, l-a vindecat și i-a dat drumul. Iar lor le-a spus: care dintre voi, dacă îi cade fiul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată în zi de sâmbătă? Și n-au mai putut să-i răspundă nimic. Văzând cum își alegeau locurile de frunte la masă, Iisus le-a zis oaspeților această parabolă: când ești chemat de cineva la o nuntă, nu te așeza pe locul cel mai de frunte, ca nu cumva să fi fost chemat altul mai de vază decât tine, și cel care v-a invitat și pe tine și pe acela să vină să-ți spună: dă-i acestuia locul. Atunci te vei duce cu rușine să te așezi pe locul din urmă. Dimpotrivă, când ești chemat, mergi și te așează pe ultimul loc, ca atunci când va veni cel care te-a chemat să-ți spună: prietene, mergi mai în față. Astfel vei avea cinste în fața tuturor comesenilor. Căci oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine va fi înălțat. Celui care l-a invitat i-a spus: când dai un prânz sau o cină, nu-i pofti pe prietenii tăi
nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te poftească și ei la rândul lor, și astfel să-ți primești răsplata. Și când dai un ospăț, cheamă-i pe cei săraci, neputincioși, șchiopi, orbi. Așa vei fi fericit, pentru că ei nu au cum să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor drepți. Când a auzit acestea, unul dintre comeseni i-a zis: fericit cel ce va sta la masă în împărăția lui Dumnezeu! Iar Iisus i-a zis: un om a dat un ospăț mare și a chemat multă lume. În ziua ospățului și-a trimis slujitorul să le spună celor chemați: veniți, deja este pregătit. Dar unul câte unul au început toți să se scuze. Primul i-a spus: am cumpărat un ogor și sunt nevoit să mă duc să-l văd. Te rog să mă ierți. Altul i-a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog să mă ierți. Și altul a spus: m-am căsătorit și nu pot să vin. Slujitorul s-a întors și i-a spus acestea stăpânului său. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei i-a zis slujitorului: merge îndată prin piețele și pe străzile cetății și adu-i aici pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi. Iar slujitorul i-a răspuns: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a spus: ieși pe drum și pe la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Vă spun că nici unul dintre oamenii chemați nu va gusta din ospățul meu. Împreună cu Iisus mergeau mulțimi mari. Iar el, întorcându-se, le-a spus: dacă cineva vine la mine și nu-l urăște pe tatăl său și pe mama sa, pe soția sa, pe copiii, frații și surorile sale, ba chiar și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Într-adevăr, care dintre voi, când vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să socotească cheltuiala, să vadă dacă are cu ce să-l termine? Pentru ca nu cumva, punând temelia și neputând să-l termine, toți cei care-l văd să-și bată joc de el, spunând: acest om a început să zidească, dar n-a putut sfârși. Sau care rege, pornind la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă este în stare să-l înfrunte cu 10.000 de ostași pe cel care vine împotriva lui cu 20.000? Iar de nu, pe când celălalt este încă departe, trimite solie ca să ceară pace. La fel, oricare dintre voi, dacă nu lasă tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, cum și-l va mai căpăta? Nu mai e bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci se aruncă afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Let him hear.